Seara bună, Nicoleta Savin și Adrian Sturza vă invită iarăși la ora de veche. Suntem în studioul Epoch Times și încercăm să imortalizăm clipa. S-au întâmplat cam multe. Ați citit peste tot, ați văzut peste tot. Încercăm să vă oferim prisma noastră asupra evenimentelor interne și poate ne încape și ceva, un panoramic extern, pentru că țara o fi arzând, dar arde și globul, chiar dacă arde mai mobit sau mai în culise. Bună seara, Adrian! Bună seara tuturor, bună seara, Nicoleta Savin! Nu arde, domne, nu arde nimic deocamdată. Nici asta, să tot speriem lumea și știi ce zic ăștia, îl numesc fear porn. Atracția groazei. Deschizi televizorul pe România TV și zbiară cum zbiară sirenele pe la ambulanțe, știi? E așa un fel de... Și de fapt, ca la titlurile de la evenimentul zilei sau de la Capitalul. Se cutremură planeta! De fapt, șoricel a tras un pârț undeva. Acolo ca acolo, dar vreau să spun că în seara asta, de pildă, la Realitatea TV exista o stare de extaz la Ancuța Alexandrescu, da, unde era prezent și fostul nostru coleg de la evenimentul zilei și ulterior de la jurnaliștii, bunul prieten al lui Grigore Cartianu, și l-am numit aici pe Laurențiu Ciocăzeanu. Erau foarte încântați de faptul că PSD-ul, Partidul Social Democrat, ca să știm ce vorbim, vrea să iasă în față, să meargă la guvernare. Și au povestit ceva de genul că au trimis SMS-uri la în organizații, în teritoriu, să-i întrebe pe membrii dacă vor la putere. Partid Democrat. Și ei prin SMS au răspuns că vor, căci până acum nu doreau, dar acum vor să se implice. Să ajute țara. Să ajute, da, dumne țara, că sunt patrioți. Și ei sunt români mândri și vor să iasă cu arme și bagaje în guvern, adică să fie un guvern PNL, PNL, PSD și UDMR. Râd, dar nu e al meu râsul ăsta, este râsul plânsul, vorba lui Nichita. Adică este un USL cu cel mai bun premier pe care l-a avut vreodată, proiectat de către domnul profesor, vedeți că mi-am însușit critica, domnul profesor Dan Voiculescu, respectiv favoritul de la Grifco, Klaus Werner Iohannis. Că s-a accidentat și s-a făcut președinte altceva, dar prima lui ieșire din Sibiu natal a fost la timona Partidului Național Liberal și de acolo. Și dacă stăm și ne gândim și atunci cum i s-a predat lui partidul de către Ludovic Orban, brusc i-au zis, veniți domnul Orban de la Sibiu, că până acum erați la Federația Germanilor și dintr-o dată hai să fiți și puțin liberali. Dar cum domnul Dan Voiculescu a considerat că în construcția numită USL cel mai bun blăstar nu-i decât Klaus Werner Iohannis, ar putea să ne explice chiar Klaus Werner Iohannis dacă ar da vreun interviu. Dar uite, câți ani, un mandat jumătate și nu a venit vreodată în studio la vreo televiziune. De exemplu la noi. Lasă la noi. Nici la alea, nici la cele la care dau bani cu nemiluita. Era o autoironie. Nu s-au dus. Știu, normal că era o autoironie. Problema este că a dat două interviuri marșilate, dar acolo a chemat jurnalistul de la televiziunea respectivă, deci de la televiziunea publică și nu știu mai care, la Cotroceni. El, în afară de campaniile electorale, din prima campanie electorală, că a doua n-a mai venit în studio, orică se dezonorează dacă merge într-o redacție. O cheamă lumea la el. Da, la ordine. În sala aia, îngrozitor de mare și de rece. Poftiți aici, la Cotroceni. Stă la birou ăla, în fundul curții, galben ca lămâia. Și totul e așa un fel de... Parcă e în frigider și oamenii pun întrebări despre guvernare, de parcă ar fi premier, deși el e președinte, n-are nicio legătură cu... Da. Și răspunde când îi place și când nu îi place. Așa, cu majuscule, vorbește cu majuscule, da. Vorbește ca unor copii din aia ușor retardați. Bun, acum, ce să zic, după chipul, fiecare cum poate. Și cam asta a fost două mandate, nu? Ați ani de... Da, ce să faci? Eu cred că... Adică cum să intre la guvernare? Deci tu, Klaus Werner Iohannis,
De la momentul ante 13, ante 13, 10 august, pardon, și după 10 august, împomenești de ciuma roșie, în jur ciuma roșie, vorbești de ciuma roșie, de câte ori deschid televizorul, ești mai rău decât Cucu de Băsescu, povestind despre ciuma roșie. Și acum, ciuma roșie nu mai e roșie, e galbenă, e albastră, e violet, nu știu ce fel e, dar e dezirabilă. E dezirabilă să susțină un guvern minoritar. Te poți pupa cu ciuma roșie, o poți chema la tratative la Bâlea Lac și dacă nu intră la guvernare, ce ți închipui? Că ar fi fraier să intre când ei stau degeaba și adună puncte pentru că greșesc ceilalți și toată lumea arată cu degetul la liberal. De ce ar intra să dea lumea în pietre cu ei? Nu? Să dea lumea în, cu ei în pietre în ei. De ce să facă chestiunea asta? Eu nu înțeleg de ce să intre la guvernare și de ce se bucură Ancuța Alexandrescu, pentru că ea este adepta lui Liviu Dragnea. Până acum l-am jurat. Nu, da, e altă posibilitate. Dacă e da, poate... Întotdeauna, că în jurăturile pe care lua Klaus Iohannis de la Liviu Dragnea nu erau reale, erau așa. La... Nu, dar poate să fie așa. Eu, Ancuța, mă bucur că tu, Ciolacu, intri cu bucata ta de PSD la guvernare. Așa. Pentru că îmi rămâne mie cu Luar și lui Liviu Dragnea, da? Să ne lăfăim pe stânga că nu mai e nimeni și să stăm noi liniștiți acolo și să cucerim electoratul care a mai rămas de cucerit. Acum, între noi fie vorba, am înțeles că în 2050 vom rămâne vreo 17 milioane marșilate. Stai să ajungem noi până acolo. Păi nu, dar trebuie să recunoști că avem o natalitate la pământ și că nimeni nu face nimic. Dacă vrei să vezi, dacă vrei să vezi încrederea pe care ți-o, dacă vrei să măsori încrederea pe care ți-o acordă populația, da, ție, clasă politică, te uiți unde își fac femeile copii. În străinătate. Rata de naștere e mai mare. Își fac femeile aici sau pleacă? Își fac copii aici sau pleacă? Parcă se îmbețe azi. Și răspunsul e acolo. Deci, pe ăla nu-l miroși. N-ai ce să... Sondaje, asta, nu. Evident că suntem în declin. Ca și rușii. Mamuții. O să dispărem ca dinozaurii. Vorba lui... Nu știu cine a zis-o pe asta. Cred că Deripasca? N-are importanță oricum. Un oligarh rus în orice casă. Deci hai să rememorăm ce s-a întâmplat. Că uite, iese băiatul ăsta președintele. Da. Și zice așa. Acum criza trebuie să... Politică trebuie, citez, trebuie să se încheie. Acum este nevoie de un guvern care se apucă să rezolve problemele care îi preocupă și pe români. Și pe români. Dar pe cine altcineva? Trebuie să terminăm cu această criză de preocupări care țin doar de politicieni. Această criză a durat deja prea mult. Este inadmisibil să continuăm în acest stil. Dar unde era când era Stați criza? Stați un pic. Unde era? Șeful statului a lăudat decizia luată de conducerea PNL. Îmi vine să vomit când citesc asta, dar totuși mă abțin. Îți dau producția de lămâia Greciei în cadou. Șeful statului a lăudat decizia luată de conducerea PNL de a-l propune pe omul său, Nicolae Ciucă, în funcția de premier. Deci, cât ți-a avut cumva tupeul, dar băiatul lui eluia nu-i lipsește tupeul. A ieșit azi și a spus că el l-a propus pe Ciucă. Am văzut. Și cine l-a crezut? Pisica din colțul străzii care face pipi pe gard? Că nu l-a crezut nimeni acolo. Deci, de ce vii să... De ce te faci de râs? Nu poți să taci? Nu-i mai bine? Ție nu-ți sugerează că ești și prost? Pe lângă mitoman și altfel? Închizi ușile pe la palaturile, palatele alea pe acolo, pe la încăperi și te duci undeva și stai cu minte și speri ca oamenii să nu-și aducă aminte de tine să te ia la pe stradă, la înjurături cu puși și pii. Asta trebuie să faci dacă te cheamă Florin Câțu acum. Bun. Haide să vedem cum stă povestea. Apropo de președintele ăsta care... Că ne zice că gata cu criza asta, te terminați cu prostiile, da. Copii. Bun. Luați-vă jucările, dopățelele. Stelian Ion i-a dat în plin niște propuneri, conform job description-ului, pentru procurori și de parchete, da? Corect. Și a ieșit și a sărit șandrama în aer. După ce Stelian Ion, de vreo două săptămâni, tot ne amenința pe toată lumea că dă declarații și că nu mai poate. Da? Și l-au ținut de vorbă două săptămâni, au zis, hai să vedem, poate negociem ceva, s-au dus băieții de la USR să negocieze, să încerce, să facă, să dreagă, nimic.
Siju era pe locul lui, toată lumea era la butoane, veselă, ferice, ne facem că plouă pe punctele lui Stelian Ion. Bun. Ce au făcut? L-au demis aici de la guvernare și o troglodenie, da? Faza la care Klaus Iohannis ținea de câțu că ce deștept și bun e, nu? Corect. După care ce ne facem? Au zis, bun, amânări peste amânări. Dom'le, criză mare, dar ne vedem lunea viitoare, da? Așa era povestea. Mm-hmm. Altfel nebunie, total. Ne vedem luna viitoare. Că eu plec puțin la Sibiu. Se ducea bancolo, bancoace, dom'le, cu celeritate, ca în justiție. Perfect. După care au început să joace unii, alții, până la urmă l-au demis pe Câțu, da? Hai să numească un premier, l-au pus pe Cioloș, nu l-au vrut pe Cioloș, de ce l-au pus? Greu de crezut, greu de înțeles. Sunt niște scenarii prin presă. Da, sunt o vorbă de scenarii. Lăudător țuțer de-aia lui Iohannis, aoleu. Așa. Aoleu. Toată lumea spera că, bun, găști în PNL, unii mai slinoși și mai pupăcioși decât alții, bun, sfidează regulile bunului simț de orice fel de... bun. După care... este acum și ce ne spune că trebuie să... că gata cu criza asta, că ne-am lungit prea tare. Serios. Câtă ipocrizie poți să... Nu, dar stai puțin. Știi care e culmea? Dintr-o dată, parcă s-a dat așa cu un praf de uitare. Dintr-o dată, USR-ul zice a stat prea mult România fără guvern, e necesar, așa că e bun, ciucă. Mai vine și PSD-ul care zice, dom'le, noi nu vorbim cu PNL-ul, dar îl invităm pe... ciucă la noi, la PSD, la sediu, să stăm de vorbă cu el, că țara are problemă. Foarte interesantă ieșirea lui Ciolacu din seara asta. Da. Adică toată lumea, dintr-o dată, a devenit iubitoare de ciucă în condițiile în care data trecută, când a aterizat puțin tela, a fost revoltă în port, de la Cristian Tudor Popescu până la Dan Tapalagă, până la Pantazi, până la Ioana Ienedogeu, până la Prelicianu, până... toată lumea a ieșit cu pieptul înainte, Newsweek, toată lumea a țipat și înjura democrației cu epoleți. Că vezi, Doamne, militarizăm România. Acum nu mai militarizează pe România? Mă întreb. Ba da, că au început să zbiere. Corifei, nu ca atunci. Corifei democrației cu epoleți. Și aici încerc să spun că democrația da, avea epoleți. Cui sunt epoleții? Ca epoleți și la armată, epoleți și la serviciu. Nu corifei ar avea epoleți, neapărat. Nu, democrația. Of, 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 of. Ce să vorbești? E Dar complicat. Meu nu merge. Firefox-ul meu nu merge. Și cum este, pare rău să le scriu o scrisoare. Și cum e România asta, cum zicea Gorbaciov despre Afganistan? O rană deschisă. Da. Știi? Te scoli din pat, deschizi fereastra, te uiți pe geam și vezi o rană deschisă, supurândă, din care curge sânge. Eu am mai spus-o și rămân la ideea respectivă. Poate să se certe toată lumea cu mine, dar cred că politicienii noștri sunt cu toții insomniaci. Nu noi, că noi suntem niște părliți care tragem punoasele și nu avem unde să ne internăm și unde să ne trimitem copiii la școală. Dar politicienii sunt niște domni care unii nu dorm, că nu cred că am spus-o odată și n-a văzut toată lumea emisiunea. Unii nu dorm că de dragi că nu sunt la putere și că vin niște bani și se fac niște cărți și ei nu sunt în ele, da? Uh-huh. Și alții nu dorm de frică că pierd puterea, că sunt la putere și că s-ar putea să nu mai fie. De fapt, toată clasa politică, fără excepții, câteva excepții notabile la niște politicieni mai tinerei care încă nu s-au dedulcit, că nici domnul Cioloș nu e vreun sfânt. Te refer la... Nici domnul Barna nu e vreun sfânt, să ne înțelegem. Te refer la George Simion. Da, mă refer la, și la George Simion, la toată lumea. Apropo, Tache spunea că dacă ne ducem follow the money, ne ajungem la China. Da. Poate bârfea Tache, din Tache de la Național. Nu cred. Mai degrabă că nu cred. Nu știu. Domnul Simion o fi vreun sfânt. Finanțarea partidului Aur nu costă? L-aș întreba și pe el. De rupe. Și pe domnul Claudiu Târziu. Târziu și pe toată pe, domnul Georgescu, Călin Georgescu, pentru că astăzi a ieșit George Simion și a spus că el nu renunță la idee și că cea mai bună soluție pentru România, soluția ideală, e aia care ne face păstori, iar ne duce la semănătoriști, da? Micu meșteșugar de la țară.
Păi, patria țăranului, în epoca cuantică, patria țăranului, mic cum ești șugat, da? Călin Georgescu. Vrăjmașul apă, României. Apă, paie și bătaie. Vrăjmașul României. E România. Nu se va potoli până ne ajungem desculți în ploaie. Na. Cu răzi din alea, cu spițe de lemn. Să-mi arate cineva, deci eu repet, în această țară sunt niște oameni politici, nu partide întregi. Nu avem un partid cu care eu să votez. Nu există partid, mâine, există dacă ar fi, găști criminale fără să organizate. Nu există ideologie. Nu ai ideologie, tu nu propui nimic. Este doar o luptă seacă de cuțite în spate și de scenarii făcute țesute și de negocieri la sânge. Și ce negociază ăia? Păi noi ne negociază. Da, normal. Pe cine viitorul se negociază? Nostru ne negociază într-una. Cu oricine. Negociază saci ăia, că nici saci la morgă nu mai sunt. Nu e vorba de o ideologie. Inițial era vorba de o ideologie. Băi, haide să vedem care e. Care e ideologie? A fost vreodată ideologie în România? L-am întrebat pe Sorin Lavric odată, apropo de democrație. Cum e, domnule? Nu cumva democrația asta e? Și a zis că nu, domnule, nici vorbă. Părea că susține democrația și te-ai mirat că el e de asta cu femeile, cu biserica. Dacă îmi spunea cineva că Sorin Lavric ajunge eminență cenușie la Partidul Unui Taur, da? Îndrăcit. Traducător de Heidegger, vorbitor impecabil de germană, vorbitor impecabil de greacă, să vină astăzi să danseze cu băieții acolo. Să știi că și Himmler era vorbitor impecabil de germană. Da, era nemț. Ceea ce nu se poate spune despre Sorin Lavric. Da. Dar trecând peste asta, în această țară toată lumea moare de oftică pe capul poporului român, pentru că niște bani ar trebui să vină ca noi să reducem decalajul față de vest, că de-aia avem aceste planuri și noi nu știm cum naiba să-i furăm și să-i băgăm în buzunarele noastre mai repede dacă s-ar putea și asta explică de ce s-a declanșat criza, că trebuie să șarpele să-și muște coada, pentru că nu s-ar fi impacientat atât de tare domnul Iohannis dacă domnul Stelian nu s-ar fi apucat de capul lui să spună dați-mă niște CV-uri și veniți să dați concursuri că posturile de procuror șef liberi. Adică asta să ne fie să spun, foarte clar, domnul Iohannis vrea ca dacă vine astea 80 de miliarde, să nu vină DNA-ul să ia la ora 6 cu mascații. Nu că i-ar lua des. Știi ce știi când a început să bolborosească sistemul? Li s-au înfac ganglionii? Când a prins un dram de cinste înăuntru, știi? Da. Cum bunii Stelian Ionă, că nu bănuiesc că e 100% cinstit. Nu știu dacă e cinstit, dar oricum Mirichea. Are probleme cu casele alea pe care le-a luat pe nebun. Dar nu-i Predoiu. Ai, mă, ce casă e, o garsonieră amărâtă, lasă-mă în pace. Da, nu e nimeni sfințișor pe aici. Da, nu, perfect, dar nici nu e... Dar avea un dram de bună credință, care s-a rătăcit prin guvern. S-a rătăcit prin sistem. Prin Ministerul Justiției. Atâta, deci... Ca un șoricel. Asta aș vrea să vă atragă atenția, că e foarte interesant aspectul ăsta. Știi cum e? Ca și cum ai un bolnav din ăla metastazat și dai un pic de sânge proaspăt. Face ca toți dracii. Înțelegi? Stare în aer și Andramaua. Înțelegi? Ca și de ce? Ca și când trebuie să avem cu aghiazmă. Unii care erau oarecum mai spălățeli așa. Nu se poate, dar a făcut febră. Asta înseamnă... E un sistem care are o boală autoimună la bine. Înțelegi? Ai auzit discuția din biroul permanent al PNL? Domnule, așa cum e PSD-ul, că țipă, face drege, dar ne votează. Da, cu serii, nu se înțelege nimeni. Dar vorbeau pe sălile, pe holurile parlamentului, că e blat. Recunoșteau așa mustat, dar nu ți-e clar că e blat? Nu mi-e clar că e blat. Cum și copiilor de țâțele e clar că e blat și nu de azi de ieri. Apropo, că mi-ai trimis tu textul acela în care s-a enervat năsui că au zis că USR-ul e partid de copiii securiștilor și a făcut legea prin care să facem registru de evidență al securiștilor. E de discutat legea aia, pentru nimeni. Că noi, fiind iulie, am scăpat știrea, că s-a dus de pe radar. Eram plecați. N-am discutat-o. Da. Povestea era că eram în vacanță, că plecați. Și am astea un pic plecați, dar bun. Mai plecăm, mai venim. Te uiți după lege? Da. Foarte interesantă. Vreau să o deschid. Foarte interesantă. Dacă evoluția din Parlament. Dacă mergea tău, că la mine ți-am spus... Lasă-mă că o caut eu atunci.
Știu unde e, dar problema e că nu mi se deschide. Am probleme cu calculatorul. Nu mi se deschide, că n-am Facebook pe calculatorul ăsta. E mai complicat. Avem probleme cu tot. Avem ură pe tehnica. Hai că ne uităm pe telefon și da. Tu... Deci asta e adevărat. Toată sincopa asta a sistemului s-a produs când ai avut o vagă intenție să bai, să mai aducem și noi ceva prospătură pe aici, nu tot... Jegul. Păi când a zis Drulă că le strică coteriile, au nebunit cu toții. Da? A sărit în aer. O sincopă de două luni, care, bineînțeles, că s-a grefat pe un fond din ăsta de... Nu numai România are probleme cu COVID-ul, Rusia are mari probleme cu COVID-ul. Mai mari decât noi. Letonia, Lituania, Marea Britanie au probleme cu COVID-ul, mari. Letonia a intrat în lockdown, din nou. Unica țară din Europa care e în lockdown valul curent. Valul ăsta. S-ar putea să mai fie și alte valuri. Cine știe? Că ne plac valurile. Domne, eu am impresia și medicinoștii spun că urmează valul 4. Domne, eu am impresia că, apropo de valuri, tocmai ce discutam la emisiunea trecută, și am impresia că până și Partidul Comunist Chinez se uită la emisiunea asta. Normal. Se uită cu un ochi, așa. Am găsit materialul. Știi că vorbeam de originea virusului și că, domne, au făcut ceva, au închis laboratorul ăla, au făcut... Până aia. Mai deschid unul. Nici nu primesc vizite. Mai deschid unul. Băieții de la Epoch Times în limba chineză, ediția în limba chineză, tocmai au publicat un articol și noi l-am preluat. Au mai deschis un laborator de super securitate cu patogeni super letali și biotehnologie. De data asta de cine e făcut? Că celălalt a fost ridicat de franțuși. Ăsta îl fac ei, dar acum gata. S-au deșteptat, nu? Când după ce au scos francezii afară din Wuhan, din laborator, gata, le-au dat papucii. Uh-huh. Părerea mea că le-au furat și niște 3000 de eșantioane de SARS, așa ca să aibă un pic de material de boom. Rămâne o speculație de-a mea. Da, deci am găsit material, a fost între iulie, noi eram în concediu, dar e de discutat că se leagă cu ce se întâmplă în aceste zile. Claudiu Năsui s-a enervat atunci și a depus proiectul de lege privind de conspirarea foștilor securiști și a descendenților lor ajunși în politică. În Parlament, în afară de cei de la USR Plus, nu l-a votat nimeni. Nimeni. Deci declarativ și PSD și AUR au zis că îl susțin proiectul, dar la vot au votat împotriva. Apropo de care sunt mai securiști, unde sunt mai mulți securiști și de ce unii sunt anatemizați și demonizați că sunt, dacă e vorba să-i, nu-i mai bine să zici, securistul ăla de Năsui, în loc să-l lași să-ți povestească că taică-s-o a fost urmărit, da? Și să-ți scoată dosarele. E mai ușor să în mentalul colectiv să spui că toți sunt securiști și sfinții de la PSD, sfinții sfinților de la PSD, pe care dacă arunci niște aghiazmă sfârie, așa, se trezesc și nu votează. Dar nu votează nici AURul. AURul care țipă, domnilor, nu mai încăpem de sistem, de securitate, venim noi urmașii deținuților politici, ai nu știu mai cui, ai legionarilor, să facem ordine. Da? Și de ce nu vreți voi, mă rog frumos, să se facă un registru și să vedem și noi care au fost? Și PSD-ul zice că problema mare n-a fost la ofițeri, a fost la informatori. Am fi de acord, dar și informatorii. Nu serios. Mm-hmm. Deci cine e informatorul? Informatorul este ăla racolat de ofițer. Nu s-a făcut informator singur. Deci nu ofițerul care a racolat informatori, inclusiv din liceu, e problema. Informatorul e problema. Eu nu spun că e bine să fii informator și nu spun că nu trebuie să facem și registrul informatorilor. Dar tu, PSD, să spui chestia asta, că nu e bine să vorbești de ofițeri cât timp problemele sunt la informatori. E ca și cum omori brațul și nu mintea care a făcut comanda brațului să se miște, da? Mm-hmm. Dar oamenii ăștia sunt oameni credincioși ăștia de la PSD. Da, și domnul George Simion, e foarte credincios. Cred Dumnezeu, foarte credincios. Sincer, nu cred că e Dumnezeu din Biblie. Cred că e celălalt, ca să zic așa. A ieșit un preot astăzi care a zis că sunt toți antivacciniștii sunt posedați de niște entități demoniace. A zis un preot român ceva? Da, a zis un preot român așa. Am ajuns acolo, ha? Da, am ajuns la acest moment. De când zice chestia asta, dar nu le crede nimeni. E de bine. Nu că se vor întâmpla lucruri chiar mai ciudate. Să știți că apropo... Nu suntem îmbarcați pe un tren și nu... Există, vorba, n-are ieșire de urgență, știi? Na. Nu poți decât pe hol. Se mai ocupă COVID-ul cu ieșirile. Din care și îmbarcați pe într-o călătorie care va face novela Alice in Wonderland o plimbare prin parc.
Da. Problema mea este așa. În toată conversația noastră să nu credeți că eu detest ce se întâmplă acum, USL iese din anul adormire, am zis. Domnule. Nu, în aceeași mie mi se pare, mie mi se pare că Orban a uitat câți nenorociți a promovat cât a fost premier și cum a adus niște oameni absolut mediocri care își merită din plin numele de camarilă. Știm foarte bine ce a făcut Câțu, dar mie mi se pare că mai devine decât ăștia amândoi la un loc este Klaus Werner Iohannis și trebuie spus asta, pentru că de la ceilalți nu aveam pretenții. De la funcția președinției, că ai spus fac altfel de politică. Eu nu sunt ca Băsescu. Vă arăt eu pas cu pas democratic, fără țipete și fără urlete. A ajuns mai jucător decât Băsescu. Băsescu n-a blocat țara 6 luni ca să își impună guvernul lui. Să fie foarte clar. Bine, Băsescu conducea nave pe furtună. Ăsta conducea ore de fizică la liceu. Da, e o mare diferență. Păi nu, dar și între timp domnul joacă tenis și poți să-l acuz pe Băsescu că joacă bea, golf că face, și, că și face vizite și se duce la schi și face navetă la Sibiu și țara o conduce Tutankhamon. Da? Care e și el cu mulți demoni. Întrebarea mea este: există un om de pe această planetă pe care poți să-l aduci în acest sistem ticălușit și să-l pui în ce funcție vrei tu și el să scoată România din rahat? Nu, Iisus, dacă vine și îl pui să conducă România, Iisus îi rupe ei gâtul, nu și îl rupe el. El e sfânt, da? El e vița Domnului. Dar noi, dacă vine, îl răstignim din nou. N-are nicio șansă să facă ordine cu poporul român. Asta e unul dintre motivele. De asta n-are nici Ciucă vreo șansă să facă ordine. Ciucă, e, cred că, știi cum militari ăștia. Cea mai mare problemă din punctul meu de vedere, și de aia nu mi-a plăcut armata neam niciodată, dar viața a fost bună cu mine, m-a rezolvat problema asta. Nu suportam să lucrez pentru oameni care sunt mai proști decât mine. Dom'le, nu suportam, efectiv. Puteai, mai bine mă împuși, mă bagi, mă spânzuri, faci ce vrei. Nu pot să lucrez pentru oameni care vezi că stonți. Deci mi se pare de ceva, e o tortură acolo. Mai bine mă azi cu fierul roșu, scap și am terminat. Dar viața a fost bună cu mine și până la urmă, uite, măcar acum, spre sfârșit, așa. Ești propriul tău stăpân. Lucrez pentru niște oameni care sunt cu mult mai inteligenți și mai înțelepți decât mine și asta mă e un balsam pentru inima mea, de altfel chinuită. Bun. Sub acest aspect, pentru că este plin de proști pe aici. Da, acum, cu militarii ăștia, povestea e în felul următor. El știe în ce se bagă? Nu știu dacă știe. Deci China scârție financiar și poate că o să o mai ducă, poate o mai peticesc ăștia, știi? Mai mușamalizează presa din Occident, mai vine, mai face Banca Populară a Chinei câte o intervenție de asta, de mai aruncă 20 de milioane la căței și să facem că totul e bine. Și sistemul ăla piramidal al Chinei s-a fundat. Corect. Ai un sistem imobiliar, un sector imobiliar de 28% din PIB sau așa ceva, care e o schemă caritas de sus până jos, oamenii ăia știi ce făceau. Orașe goale pe care nu a cumpărat nimeni, normal era mai complicat de atât. Nu, nimeni, sau foarte puțină lume din presa românească vorbește de sistemul de bănci din umbră al Chinei. Fac o paranteză. De ce e atât de important? E important pentru că ce făceau oamenii ăștia? Veneau și dădeau, vindeau obligațiuni interne cu 13% randament. Da. Îți luau banii și cu ei construiau. Deci ei construiau cu banii tăi și mergând pe faptul că ăștia vor cumpăra prețurile. Bun, la un moment dat a venit partidul și a zis, bă, gata, că se ajunseră prețurile la case destul de roșii, destul de mari. Și a început și a băgat niște reguli. Nu puteau să nu le bage pentru că era deja inflație. Dacă nu le băgau, era prost. Dacă le-au băgat, au riscat. Mai este și un război politic acolo, că Xi Jinping cu gașca cealaltă de la Shanghai se bat de când i-a lăsat bunul Dumnezeu să se bată din 2012 și nu se vor opri, că nu se pot opri. Când se vor opri când o tabără pierde și... Nu. Definitiv. Va fi complicată China. Bun. Se vor opri când vrea bunul. Atunci se vor opri. Dar până atunci nu se vor opri și ăla e motorul distrugerii Chinei. Ăla e motorul. Bine, mai sunt și altele secundare, dar ăla e motorul principal. Sectorul imobiliar. Și acum, în momentul în care sectorul imobiliar va pogni, sunt o grămadă de bani occidentali băgați acolo.
vor pocni și ei. Este un... Este un, am văzut un document, o prezentare foarte scurtă de vreo 4 minute al unui canal indian care spunea că, de fapt, datoriile și liabilities, problemele în China, s-ar situa pe la undeva pe la 4 trilioane de dolari. Trilioane? Da. E o grămadă de bani. Mare. Oleu. E, n-o plezni toată. Da, ba, plezni la un moment, dar nu o să poată să o țină, că nimic nu poate să stea în aer. Bun. Corect. Deci ciucă, ciucă vine, are problema asta. Virusii ăștia care vin, pleacă, vin alții, nu se știe ce-i cu ei. Că unul se urcă, altul coboară, ca în tramvai. Mă, are o calitate, e filo-american convins. Are o calitate. E asta o garanție? Mai e garanția ceva? Nu știu dacă mai este. Dacă guvernul de la Washington e în stare să ofere niște garanții. Hai să luăm, vorbim de treaba asta cu pro-americani. Biden e pro-american. Nu știu. Exact. Am o problemă. Păi nu, că el a declarat că ce e asta? Că trebuie să renunțăm la politica America First. A zis-o cu subiect și predicat. Asta e un citat. Da. Și cred că a spus-o și înainte de alegeri și după. Terminăm cu asta, cu America First. Ok, America de noi, nu e pe locul întâi, pe ce loc? Și atunci cine e pe primul loc? Că sunt niște întrebări logice. Cred. Deci nu vrem să o punem pe America pe primul loc. Ok. Cine? China. Cine e pe primul loc? Că primul loc, ce, îl lăsăm vacant? Sau? Că nici aia n-are sens. Că dacă pui America pe locul 2 și primul e vacant, da, tot aia e. Deci trebuie să fie ceva mai sus. Dar n-a elaborat. Alegi de unul singur și al doilea, știi? Tătăiță, n-a elaborat. Bun. Deci întrebarea e bun. Ciucă e pro-american, dar e pro-american înseamnă ce? Lloyd Austin, care a venit la București și a zis, am măcănit că Rusia e încolo și încoace? Pe ușor de a zice. Lloyd Austin, mă, eu am zero încredere în Lloyd Austin. Era bine dacă se puteau retrage în liniște din Afganistan. Și nu-și lăsau oasele și elicopterele pe acolo, știi? Deci când vine Lloyd Austin și spune treaba aia, mai are vreo credibilitate? Că ne facem că are, că e, acum ce poți să faci, nu? Că e până la noi oficial, au pus băieții acolo și el zice, dă din cap, vine măcăne și noi zicem, da, yes. Da, facem o poză și plecăm, dar ce credibilitate are în spate? Da, vrei să jignesc pe cineva? Eu n-aș vrea să jignesc spunând că nici nu contează care e greutatea și credibilitatea unui personaj care vine de la Washington. Pentru pigmeii de la București, simplu fapt că vine cineva de la Washington, nu vreau să, deci nu vreau să dar e de preferat să vină cât ar fi el de pigmeu decât să debarce sunt niște probleme de-al de Putin cu oamenii lui, că nici el nu vine personal, știi? Toată lumea... Emisarii lui Putin, mai bine emisarii Americii. Da, numai că nu te poți urca în bancă, în barca aia fără un colac de salvare. Da, și care e colacul? Exact, că nu e. Păi, vezi? Și din cauza asta, toată politica dâmbovițeană e în franjuri. Dar nu e vina politicii. Nu e numai din cauza asta. Dar nu e numai vina politicii de pe Dâmbovița. Nu. Pentru că noi am ajuns în Uniunea Europeană când Uniunea Europeană a plecat de acasă, cum ar veni. Adică înainte ne uitam la ei cu admirație, încercam să-i reproducem. Acum constatăm că multe practici de afară n-am vrea să le reproducem. Nu. Și mai constatăm că așa mi se pare. Nu, mie mi se pare că mulți analiști din România ori sunt de rea credință, cum de exemplu să ăștia de la Institutul Sino-Rus, ori de rea credință, adică să umpli pagini cu trăiască Li Xi Jinping și Republica Populară Chineză, umpli ecrane întregi. Și prietenia ruso-chineză. Să fim serioși. Aia e rea credință. Dar mulți dintre ei și au, ce sunt? Sunt niște anacronici, niște dinozauri. De unde vă luați știrile? De pe CNN? Pe bune? Îți iei știri de pe CNN? E ca și acum te duce la, nu știu, te duci la presa din România și le spui, luați-vă știrile după Antena 3. Râd de tine. No. Păi aia e pentru proști, mă. No. Da? Păi și CNN pentru cine credeți că e? Nu, sincer acum. Păi nu, dar dacă spui asta în branșa gazetarilor, da, să înjuri CNN-ul, Washington Post-ul sau New York Times-ul, te desfințează, nici nu existi. Păi, în momentul ăla ești pulverizat. Domnul a zis, Wall Street Journal a zis. Câte lume din presă ai auzit vorbind de emisiunea asta? A, da, nu există mai, este embargo, a? N-am voie. Nici nu critică, că ar putea să ne facă muci. N-am voie, adică nu îndrăznesc să o critique, dar nu îndrăznesc nici să o laude, nu pomenesc. Ceea ce nu pomenești, nu există. Am învățat bine, că spui că serviciile nu știu, ba știu foarte bine, că ignori ceva ce te îngrijorează.
Că altfel ne-ar înjura. A spune, ia uite, dezmeti ce zic să, acolo. Nu pot să înjur așa. Nu zic nimic. După voi. Pot să înjur așa ușor? Niște oameni care n-au niciun... Care treaba? Că suntem în chiloții goi, ca zic așa. Nu avem bani, nu ne interesează banii voștri. Spune-mi exact ce gândim. Nu vrem să conducem în România. Exact. Încercăm să băgăm mâna adânc în grămadă de rahat, în canal, până la cot, dacă se poate. Și asumăm, ce spunem? După adevăr, să găsim cam adevărul la prieten, în toată grămadă să-i mai duc în spinare. Da? Și până la urmă nu cerem nimic. Exact. În schimb. Și nici nu avem pretenții că suntem în cârdășie cu sisteme, nu ne cu atacă. Vârjeală, cu îți închipui că cât ar fi de ipocrit Topolagă sau Prelipceanu sau... Nu ne atacă. Că ei știu cum lucrăm aici. Ei știu că facem voluntariat de 100 de ani și băieții ăștia între timp și-au făcut case de și alte nenorociri. Da? Deci, da? Ca să revin, știi, e o naivitate sau ce e? E o inadecvare. Dacă își imaginează cineva că ce scrie în ziar în America e mai valabil decât ce scrie în ziar la Național aici sau unde vreți voi, la, nu știu, eu nu prea mai sunt ziare. Hai fiind serioși. Înseamnă că v-a căzut tavanul în cap. Dar lumea tinde de tiparele alea, tinde să țină, știi? Eu fumam de mic carpați fără fiar, ce țigare bună. Care era o porcărie. A fost ușor când m-am lăsat, știi? Dar era bună, domne. Nu era, domne, bună. Erai tu prost și n-aveai altceva de... Nu știai altceva. Și băieții ăștia fac exact aceeași greșeală. Timpul evoluează. Noi avem și mai avem provincialismul ăsta, știi? De copiii sărași de la marginea Europei. Băi, știi, avem așa un... Un complex. Un complex de inferioritate, da, da. De provincie, știi? Și zici, domne, ăia, domne, ceva cu ei. Nu. Și avem și noi ani de frustrări, Adrian. Există o elită capturată. Exact. Îmi propusesem de vreo săptămână, mi-am propus să fac o jumătate de emisiune despre cum stânga germană influențează politica în Statele Unite. Și nu apuci, că ai tot, am te tradus niște filme, tot felul de materiale pus cap la cap. N-ai interesant cum, subiect. Pe săptămână n-ai cum să acoperi multitudinea de lucruri. Interesant subiect, dar uite că nu reușim. Da, ca să revin la Ciucă, că de acolo am plecat. Zice treaba în felul următor. Deci ai o criză care poate să crape mandatul ăsta al tău, poate, nici nu știi cât de mare e mandatul, că poate fi un an, doi, poate 6 luni. Uh-huh. Ai COVID-ul ăsta și se moare destul de tare. Acum văd că s-au mai potorit, dar nu poți să știi. Nu. Ai vine... sunt de acord, nici măcar pe platou n-am ajuns, Adrian, e prăpăd. Vine vremea rece, o luăm de la capăt. Nu știu dacă observă cineva că pe soare merge mai... Uh-huh. Există un articol publicat pe Epoch Times care sumarizează niște studii pe care le-au făcut niște cercetători britanici. Glumesc, nu știu dacă erau britanici, se poate. Și care spuneau, ajunsele la concluzia că, de fapt, soarele influențează în foarte multe moduri și distruge virusul ăsta mai mult decât se credea de la început. Bun. Deci vine iară vremea rece și o luăm de la capăt, că asta mâncăm acum. Mm-hmm. Săptămâna aia de ploaie și nebunie care a fost pe Europa și se vede că nu numai la noi, s-au luat-o peste tot. Deci îl ai pe ăsta. Vine o criză economică, criză cu gaz, energie, Rusia, nebunie, Europa e franjuri, unii spun, nemții spun că nu e, domne, de la Rusia. Azi iese... Ursula von der Leyen. Nu ea a ieșit reclamând că... Borel a ieșit. A ieșit și Borel, că... a ieșit Ursula von der Leyen, care a reclamat că Putin nu-și ține promisiunea. Da, că promisese că vorbește cu Gazprom să asigure un necesar de gaze, asupra căruia s-a convenit. Nu putem, nu. Nu s-a întâmplat asta. Păi nu s-a întâmplat. Și a ieșit cu niște explicații, Putin, că să vezi că fluctuația prețului la gaze și volumul cerut de Europa creează dificultăți Rusiei și nu pot să-și nenorocească moneda, că și așa sunt în groapă și așa mai departe și că numai nu ne-a spus pe față, mi-e mai aproape mai eu decât cămașa, da? Ia mai... A zis-o la plimbare. Când a spus a că trebuie să sară... Trebuie să tușiți și voi ceva, de fapt. Da. Varianta că de, noi nu tușim singuri. Varianta de ferentare a discursului lui Lavrov a zis, bă, noi vă dăm gaz, dar voi ce tușiți? Corect. Tușiți și voi ceva, nici măcar n-am menționat ce trebuia să vină de la noi, știi cum? Da. Când se enervează soția acasă, mă, dar tu nu mai faci nimic. Păi uite, mă, că păi, trebuie să spun eu, mă, trebuie să vină de la tine, mă, să-ți iei tu gunoiul să-l duci, fără să trebuie să of. Trebuie să fii condiționat. Da, și să-ți se pare că ideea ta. Exact. Nu că ți-aș fi sugerat-o eu, Lavrov. Exact. Trebuie să spun eu. Emisar de Putin. Nu vine de la tine, nu e din inimă, mă. Nu e suficient. Așa și Lavrov. Da. Simpatici. Ciucă. Și să facă toate prostiile astea și să ia
în piept toată mizeria asta. Eu să-ți spun un lucru. Ce o să fac? Cum o să fac? Ce să pierde, om politic nu este. Nu cred că vrea să se facă de râs. Are o cotă de simpatie pentru că în toate sondajele din 90 până astăzi, armata rămâne pe primul loc urmată de biserică. Păi e singura care n-a fost terfelită. Și public. Simplu fapt că există, că acest om e general și nu e făcut în birou, ci e făcut pe, în teatrul de operațiuni din Irak pentru popor, înseamnă ceva. Odată. A doua oară sunt o mulțime de oameni care vor tătuc, vor o mână mai autoritară și se simt bine că această posibilitate se ivește la orizont. Să România vină un om nu merge fără cu o formație, da, cu o formație militară și deși asta nu știu cât e de democratic. Suntem bezmetici și bezboșnici. Da, noi o facem pe nebunii, pentru că uităm câți foști lideri ai CIA au ajuns președinții ai Statelor Unite. Adică o facem chiar pe nebunii, dacă stau să mă gândesc bine. Ca să nu mai vorbim de alte exemple din Europa. Și astea puse cap la cap, adică Macron pare foarte civil, dar dacă mă uit la Jacques Attali și la Rothschild, nu mai este atât de civil, știi? Cine mai e civil? Că epoleții nu trebuie să fie neapărat de Ministerul Apărării Naționale al fiecărei țări. Sunt niște servicii secrete, sunt niște ordine din acestea, gen Bilderberg și alte organizații despre care... toți încearcă să spună că nu contează, dar contează și chiar fac cărțile în lume, chiar le fac și orice zici despre ele sunt în stare să spună că sunt o grămadă de fonduri mutuale americane că merge în teoria conspirației, dar care au cifra de afaceri mai mare decât PIB-ul României. Categoric. Și în condițiile date, domnul Ciucă n-ar vrea să se facă de râs, dar nici n-ar ieși din ce îi spune Klaus Iohannis. Klaus Iohannis și-a pus premierul meu tura asta. Da. El și-l-a dorit în prima clipă. Da. A fost înjurat, Ciucă n-a fost admis. A mers pe variantele de compromis. L-a scos pe încăpățânatul de Orban. N-avea cum decât cu, cu Câțu. Acum a eliminat și pe Câțu. A eliminat USR-ul care stătea precum ghimpele în talpă. Da? Și a reușit să impună unanimitate. Ba să-l facă până tângul de Câțu să zică eu l-am propus pe Ciucă. Să mor tu că l-ai propus tu pe Ciucă. Așa. Și, n-are rușine. Da, chiar n-are. A, și unde a ajuns premierul de la Grifco? Cazat la Cotroceni. A ajuns să aibă premierul lui. Adică să fie Dan Voiculescu pentru Ciucă. Mă, și Dragnea avea senzația că Dăncilă era premiera lui și până la urmă... Păi te rog, n-a vrut să fie Dăncilă. El a propus-o pe Carmen Dan. Uite, face mărturisiri, domnule. Se duce la... în studiourile de televiziune, se ducea Denis Rifai și plânge pe umăr. Și zice, e ca bătrânelul ăla care e cu minte liniștit, sfătos. N-a vrut el ordonanța 13. Să vezi că a gândit-o Stănescu și cu Ciolacu. N-a vrut el doamna Dăncilă. N-a vrut-o pe doamna Dăncilă. El a vrut-o pe Carmen Dan. Secretara din Videle. Dar ce-o răpel de la Piatra Neamț. Și who the fuck is ce-o răpel, ca să nu mă enervez mai tare. Ce-o răpel de la Piatra Neamț, adică baronul Arsene, a zis, domnule, neapărat doamna Dăncilă. Da? Depinde pe cine întreb. Unii zic că tânăra concubină, țiitoare, nu știu cum se poate numi. A spus că nu doamna făcea numirile. Nu e adevărat. Oameni răi! Oameni răi o atacă pe Irina. Doamna Irina nu se băga. El nu e un bărbat să asculte de vocea femeii în politică. Nu iubita îl face pe el politician. Noi, din cum vorbește acum, pare unul care e frică de iubită, e frică de partid, e frică de toată lumea, ești un trădător de marcă. Cum te apuci tu să spui că în noaptea alegerilor când le-ai câștigat, te duci și stai cu statul paralel și bei și mănânci cu domnul Coldea, pe care altfel îl înjuri acum, în loc să stai la partid la tine sau cel mult vrei să inviți niște oameni, îl vrei acolo pe Dâncul, vrei acolo pe, că Dâncul la vremea aia nici mai era membru de partid, îl vrei pe Coldea, îl vrei pe nu știu mai care, pe Helvig, îi chem domn, dar pe atunci Helvig nu exista, nici nu știu ce vorbesc, pe Maior, pardon, îi chem frumușel la tine, la partid, că ești partid care e câștigat, nu-ți lași partidul singur și te duci. Deci, interviurile astea cu care a ieșit la rampă în ultima vreme, stau și mă uit bine la ele, nu spune nimic nou, are două marote, Dâncu și pe care nu suportă și Pahonțu și în rest pare un neputincios pe care l-au făcut alții. Noi nu credem, domnule. Era la Neptun și bea un șpriț rece și a văzut la televizor 10 august. Nu știe, domnule, ce era acolo. Orare deschisă. Și uite, aș vrea să propun
Că zici, domnule, vine lumea și care e, domnule, soluția? Că n-avem soluție. Domnule, nu există soluție. De și din nebunia asta nu există o soluție. Dacă te duci la doctor și vine la, bun, ce ai? Te mă dor toate. Ok, la metastază ce faci? Te bagă la MRI, te bagă la CT acolo și înăuntru vede tot felul de lucruri. Și zice, acum eu ce să spun? E nici bine să spui, știi? Zici, domne, nu vedeți pe ce lumea trăiește. Există lume care și acum îmi spune, cum, domne, că George vine cu soluții. Zici, lumea crede că George vine cu soluții. George Simion, dacă poți să imaginezi că există români sinceri, români sinceri. Care e pregătirea lui George ca să aibă soluții? De unde și până unde George Simion salvează România? Că mă duc și nu știu deci ce nu fac. Deci nu erau troli, era un om sincer care spunea, domne, cum că George Simion că așa și pe dincolo? Că era sincer, cum, domne, să mă iau de George? Că el e, de fapt, un inocent. Nu le-a lumii. Și ce să mai zic? Ce să le spun? Și domnul Călin Georgescu, când se scăda în lac precum Putin ca să ne dea cu imunitatea în cap, iar e o soluție, nu? Haideți să vedem că acolo mi se pare mie că e buba, un material care aparține, e din Las Fierbinți. L-am văzut pe cineva îl dăduse, bă, dați-ne și nouă filmul cu români. Că nimeni nu-i vrea deștepți, mă. Nimeni, niciodată, nimeni nu-i a vrut deștepți. Începând cu Iliescu și terminând cu ăștia de acum. Toți au vrut de la ei să fie mulți, proști și flămânți, mă. Atât, dar niciodată deștepți. Ca să danseze cum cântă ei, să voteze pe cine trebuie, pe o pungă de făină și o sticlă de ulei, mă. Dar ei, băi, de capul lor, ei, nu știu, mă, că de la făina aia și de la ulei o să fie și mai proști și mai flămânzi. Înțelegi? Aparține ProTV-ului, toată lumea știe din ce show face parte, din Las Fierbinți. Povestea nu e așa. Materialul ăsta a avut în câteva zile... Da. 44.000 de share-uri, 68.000 de reacții și un număr exorbitant de comentarii care spuneau cam același lucru. Da, domne, foarte adevărat. Și aici, după părerea mea, e marea problemă, marele nod mental. Și tocmai astăzi o ascultam pe Condoleezza Rice pe un interviu. Fosta secretară de Departament de Stat. Secretar de stat de... În mandatul Obama, parcă. Nu, în mandatul Bush. Bush. Da, Bush... Condoleezza Rice. E legată de un... George Bush. În perioada cu Irakul. E legată de un eveniment, de o întâmplare foarte interesantă. Bush în campanie. A doua, în campania de al doilea mandat, pe scenă. Sună... Se întâmpla la ONU că Condoleezza Rice încerca să propună o rezoluție ONU de condamnare a Israelului pentru coloniile ocupate, una alta, și 6 luni de zile își frământase creierii și mintea să creeze un moment pentru a face această rezoluție. Da? Deci ea era cea care o propusese. Și se vota rezoluția în ziua respectivă. Și Bush pe scenă electorală în Statele Unite. Sună Ehud Olmert, care pe vremea aia era premier. Dați-mi-l pe Bush. Dom'le, nu putem să-l dăm, că e pe scenă, vorbește la popor. Dom'le, dați-mi-l pe Bush. I l-au dat. Au vorbit. Și câteva oră, două mai târziu, votul la ONU a picat rezoluția. Iar Condoleezza Rice, care 6 luni de zile depusese eforturi de nu mai a știa ce făcuse, s-a abținut. Asta e Condoleezza Rice. Dar acum să revenim. Foarte interesant. Îl găsiți pe undeva dacă îl căutați. Cred. Nu știu, ar fi scos. Ehud Olmert. A ajuns la pușcărie la un moment dat. Bun. Nu din cauza asta. Condoleezza Rice spune așa, apropo de românii ăștia care, uite, domne, ne vor proști, domne, ăștia ne vor proști. Cine-s, domne, ăștia? Extraterestri? Cine sunt ăștia? Cine sunt? Entitățile negre? Scenaristul de la Las Fierbinți, Mihai Mărgineanu, nu-i numește. Dracii cu furci? Cine sunt ăia care vă vor proști sau ne vor proști? Una la mână, asta ar fi o întrebare. A doua întrebare, bun, ăia vă vor proști, dar voi de ce sunteți? Corect. Da? Deci Condoleezza Rice, că de acolo începusem, într-un, nu știu, pe la un Fox, nici nu cred că era la Fox, era la CNN.
Apropo de toată nebunia cu rasele, da? Ei de culoare. Deci, mă, da. A ajuns secretar de stat, e o femeie extraordinar de inteligentă. Și zicea, măi, zice, eu am crescut în Alabama, unde n-aveai voie să te duci la cinematografele, la care n-aveai ce să cauți și așa mai departe. Deci, segregare urâtă. Bun. Și spuneam mamei mele chestia asta și mă plângeam când eram tânăr, adolescentă. Și maică mi-a zicea, băi, fato, zice, da, e adevărat, dar aia nu e problema ta. Aia e problema altcuiva. Problema ta e să nu te condiționezi de ce ți se întâmplă. Să crezi întotdeauna că poți face orice dacă depui efort, susținut și faci ce trebuie și faci lucrurile cu cap. Da? Și până la urmă, asta e ceea ce contează. Ce contează este ce faci tu cu lămâile pe care ți le-a servit istoria. Da? Dacă ți-a dat lămâi, faci limonadă. Americanii au o vorbă. Da? Alternativa este să stai ca un loser și să te plângi cu prostii de genul ăsta. Și să începi să furi capra vecinului și el pata, să furi căciula de la unii la alții să ajung, și ajunge toată lumea praf. Ajunge toată lumea cum e când ieșim pe stradă. Da? Cu tinerii plecați, că n-au ce să caute aici, că n-ai ce să cauți, și cu viitorul băgat în pungă și aruncat la coșul de gunoi. Da? În schimb, ne plângem. Și ne plângem ca luzării. Mă, fă ceva. Fă-te bun în ceva. Nu are importanță în ce te faci. Habar n-am. Dacă ești gunoier, fă-te un gunoier extraordinar și du-te că te ia cineva. Are cineva nevoie. Da? Și termină cu plânsul ăsta. Da? Ce faci? Zici, domne, ne vor proști, toată lumea e coalizată împotriva noastră. Da, presupun că e așa, ceea ce oricum nu e adevărat. Lumea are cu tot o altă ocupație decât să fie coalizați împotriva unora care sunt oricum, care n-ajung nicăieri din stat. Dar cred că niciun popor din partea și luze. De est nu se victimizează precum România. Exact. Nici unul. Adică avem chestia asta cu victimizarea în gen, în ADN. Aia e problema, da? În schimb îl votez pe Dragnea, care se ascundea după femei, le punea să semneze acte care mai de care mai incriminante și eventual le lăsa și bate dacă erau mai fraiere. Cum a pus pe cum se bine. Da? Că doamna Robert, cum o chema pe, de la mediu? A știut să se fofileze. Rovana Plumb. Rovana Plumb. Îmi venea Roberta Atana, era cu totul altă. Bun. E? Da, deci asta este... va fi un pic de problemă și cu ciucă asta, dar... ce să zic, mai avem 10 minute, aș vrea... Tu crezi într-un guvern, ca să încheiem, tu crezi că în țara românească există șanse să ai guvern minoritar? Și să reziste? Ce să reziste? Un guvern minoritar e pognit în Parlament în orice secundă. Dar nu era Cioloș așa? Era guvernul nimănui. Dar n-a fost Tăriceanu așa susținut în Parlament când au dat PDL-ul afară de la guvernare și au rămas liberalii singuri, susținuți de PSD? Ce-am uitat? N-am uitat. Și era și Tăriceanu, adică... Păi el era premier și n-a mai vrut să era convins Roșca să nu mai demisioneze. Și s-a legat de scaun. Păi noi avem o tradiție a premierilor care se leagă de scaun. Radu Vasile, care nu mai ieșea nici cu ficus, nici fără ficus. Grindeanu, care stătea închis cu Ponta pe acolo. Câțu, care spune unul plecă, sunt fără mine, nu se poate. Toată lumea în țara românească, când nimerește în Palatul Victoria, parcă îi țin un magnet, frate, îi leagă de scaun. Asta demonstrează câtă inadecvare au oamenii aceștia. Pentru că știi că funcția vine, funcția pleacă. Uite, dacă e să spun, jos părerea pentru Cioloș că s-a comportat demn. Nu s-a văitat că dacă ar fi fost Barna, vai de mine ce ar fi spus și ce i-ar fi ieșit pe gură. Știi ce m-a auzit pe mine la suflet astăzi? O cuvântare de-a lui Rareș Bogdan, care zice așa, după ce a anunțat că USR-ul nu are ce căuta în guvernul Ciucă, Rareș Bogdan. Altul. Da, da. Dacă ne-a dat și se pupa cu ei, cum era? Despre USR, zice, trebuie să treacă printr-o perioadă de penitență. Aoleu! Trebuie să fie responsabil și să voteze guvernul Ciucă. Deci Rareș Bogdan le trasează sarcină băiților de la USR, cu care oricum nu se avea bine nici pe vremea când coabitau. Da? Le spune așa, marș de la Ciolan, da? Și să ne votați și după aia mai stăm de vorbă. Stai Rareș Bogdan, da? Asta și întrebarea mea e... Știi de ce e supărat Rareș? El a sperat ca el să fie nominalizarea și a tras și niște sfori, s-a visat premier. Dar sunt o grămadă de oameni care se sperau pe acolo, ministrul de justiție, unii alții, nebunie, toată lumea s-a sperat ceva, înțelegi? Ceva de grad. Oamenii ăștia nu înțeleg, știi care e treaba? Că ne prindem în happening-ul ăsta de pe scenă, știi? E pe scenă, vin unii, pleacă alții, se bate lumea, își trag picioare în fund, își fură portofelele unii la alții și e o devălmășeală așa, e o nebunie pe scenă.
Ce nu-și dau ei seama e că în timp ce se desfăcioară toată sceneta asta, oarecum haotică și oarecum oribilă, bucăți din tavan se desprind și cad. Corect, dar știi care e maxima ipocrizie la Rareș Bogdan? Mi-ar place, dacă nu vede emisiunea, să-i zică cineva. Cine? Ipocrizia este că 80% din invitații lui proveneau din actualul USR. La el, în platou, era de la Nicușor Dan la Claudiu Năsui, de la ministrul justiției, ministrul de la care a plecat Beleaua. Stelian Ion, până la cine vrei tu, Drulă, și așa mai departe. Deci, actualii lideri ai USR-ului erau prietenii lui în platou. Nu lipseau din platou. Să uite așa pe lista de invitați, să vadă câți liberali găsește în lista lui de invitați când era reporter. Eu când am spus că intră în politică, nu mi-ar fi trecut prin cap că intră la Partidul Național Liberal. Dacă tot vrei să intri pe undeva, intră, domnule, la USR, că cu aia te pupai până mai ieri. Părea că da. I-a scuipat, a uitat de ei. Da? Din foarte buni prieteni, au devenit reci și acum... Dau smetii, da? De domnul Rareș Bogdan dă smetii. Toate smetile astea, foarte puțină lume ia. Ei nu se urăsc între ei. Au afaceri. Cum era Ponta cu Elena Udrea. Adică făceau treabă. Păi ce, vrei să-mi aduc aminte că Rareș Bogdan stă în aceeași casă cu Hoantră? Au două vile unite, nevestele, prietene, dar ei sunt foarte mari dușmani și au concepții diferite. Dacă ne ajung la Cluj, dacă iese unul în terasă, se împiedică de celălalt. Da, sunt dușmani. Haideți să fim serioși. Cam asta e realitatea, mai avem 4 minute. Aș vrea să vă povestesc un pic despre... Ce se mai întâmplă prin America? Se întâmplă două chestii. Una este că o emisiune foarte bizară de, cred că aseară, al lui Carson Tucker de la Fox, care vine și zice așa. Este un material făcut despre întrunirile care se țin. Se țin des, o dată pe an cel puțin, dar cred că de vreo două ori pe an se întâlnesc. Foști oameni din armată, din Statele Unite, în principiu artilerie, Statele Unite, Marea Britanie, sunt și ceva francezi pe acolo. Da. În general sunt ofițeri de artilerie și cu grade mari. Deci nu sunt numai sergenți, sunt colonei, sunt tot felul de oameni comandați. Care fusese sau au lucrat la un moment dat, arondați pe lângă unități militare care aveau rachete cu ogivă nucleară, cu vector nuclear. Și care povestesc cum veneau navete spațiale și se jucau cu rachetele lor. Și le făceau inoperante. Le băgau în silozuri, le scoteau din silozuri, le puneau offline, se jucau cu butoanele și ăștia stăteau înmărmuriți, înspăimântați și încremeniți, uitându-se cum ăștia veneau în proximitate și se jucau cu ele. Evident, trimiteau un mesaj, dacă mă întrebați pe mine. Da, ce știu eu, că eu sunt un inginer, am. Da? Iar emisiune și lucruri de genul ăsta, dacă te duceai la National Press Gallery din Washington sau se mai țineau și în Marea Britanie, dar multe dintre ele în Washington, la clubul de presă, da, găseai, și nu erau doi, și nu erau nebuni, nu erau beți, nu erau generalul Străinu sau lucruri de genul ăsta, da, nu erau generalul Irina Năstase, nu, oameni care au lucrat pe bune și care povesteau cu subiect și predicat, oameni decorați, da, lucruri de genul ăsta. Și emisiunea asta, eu am văzut materiale făcute, filmate despre poveștile oamenilor ăstora de 10 ani, 15 ani mai mult. Cu toate astea le-am jucat niciodată în mainstream. Carson Tucker vine și face un material ăsta de vreo 5 minute în care povestește ce se întâmpla. Rușii au și ei materiale de genul ăsta pe care le-au făcut publice. Deci pe film, cu subiect, cu date, cu subiect și predicat, când, ce, cum, cine. Inclusiv oameni care sunt colonei de aviație care au fost să trimiși să doboare OZN-urile. Și care au căzut cu migurile, evident. Foarte interesantă povestea. Deci asta ar fi una de menționat. Te aștepți la tot felul de evoluții. Zic și eu, acum vorbesc și eu ca neofitul. Și... aș mai vrea să povestesc despre o numire pe care a făcut-o Biden, nu știu dacă lumea
O doamnă pe care o cheamă Saule Omarova. Saule Omarova, da, dați-mi și mie poza, ca să știe lumea despre ce vorbesc. Da. Doamna Saule Omarova este nominalizarea lui Joe Biden pentru politica monetară. Mm-hmm. Da? Deci ăsta e un auditor, un controller care trebuie să țină ochiul pe politica monetară a Statelor Unite. Și acum zici, domne, foarte frumos, vine din Kazahstan, a stat acolo pe vremea Uniunii Sovietice. De la Astana vine? Nu. Sau că atunci Astana vine? L-au luat-o la Moscova, avea universitate, bursieră cu bursă Lenin, cu o teză, care și-a o teză săraca, despre politica economică a lui Karl Marx. Da. Bun, și e mare scandal, este mare scandal în Statele Unite, în Senat, e o bâză întreagă, că i-au cerut teza. Doamne, vrem să vedem și noi lucrările. Bă, da, deci Senatul, ca să te confirme, te ia la purica și te întreabă de unde vii, ce ai făcut. Și în cazul ei, întrebările astea sunt foarte, răspunsurile sunt foarte ciudate. Deci tu te ocupi de cel mai mare sistem financiar din lumea asta, până la urmă, ca volum, în orice caz, și tu ai studii la Universitatea din Moscova despre politica lui Karl Marx, da, finanțe, bănci, ce o să iasă din asta? Și vrei să fii controlul Statelor Unite. Da? Și când îi cer teza de doctorat, n-o dă. Acolo s-a ajuns. E bășcălie. Și cu asta vreau să spun că nu numai la noi e bășcălia asta. E o bășcălie generală. Știi cum e asta? Ca în scandalul cu teza de doctorat al lui Coldea. Că uite-o că îi bai la academie, dar nu la academie. Așa și Coldea mai puțin. Cea mai ascunsă teză de doctorat în țara românească e cea a lui Oprea, fostul ministru de interne. A fost ascuns, dar bine, Oprea era și el, era conducător de doctorate. Da, dar n-au reușit să-i verifice și teza lui, deși și-au dorit. Mă, ce să zic, Silviu Sergiu, cred că scrie un articol despre și întreabă pe Ciucă, domnule, știați că se pare că Gabi Oprea avea un sediu de partid într-o unitate militară a NATO, românească. Tot ce e posibil. Aflată sub conducerea lui Ciucă. Uh-huh. Sediu de partid. Un sediu de partid, încearcă să bagi toate vorbele astea într-o idee. Sediu de partid UNPR, Gabi Oprea, bodyguardul lui Miron Cosma, fost, avansat și el, a ajuns general, acum e. Conducător de doctorate. Unitatea militară NATO, sediu de partid, România. Da. Zici că așa ceva există? Nu. Oricum față de nereformatul Minister de Interne și să mă dea în judecată dacă îi fac nereformați, dar ei știu că sunt și știu că spun că miniștrii vin și pleacă, colonei rămân, asta e politica lor, colonei generali rămân. Așa e fondat Deep State-ul american, măcar, ce vorbim, măcar la armată de voie, de nevoie, s-a mai lucrat cu America, s-au mai dus pe front, au mai căpătat acolo o țară de experiență, cât de cât s-a mai făcut puțină lumină. Ministerul de Interne, never, never, never. Iar 2 și un sfert ora ar trebui făcute 7 emisiuni să povestim ce hazna este, ca să nu zic așa. Șerpăria 2 și un sfert, care și-a schimbat numele de 5 ori și tot 2 și un sfert a rămas. Fii pe pace. E făcută pe osatura Securității București și n-a reușit nimeni. Că au desființat-o și au refăcut-o și culmea e că copiii tineri și promițători au plecat și dinozaurii au rămas, că așa e în tenis. Da, e mult de discutat, ne-a expirat timpul, trebuie să transmitem emisiunea către București TV, care ne reia de la 10:22:30, 10:30, adică peste jumătate de oră. Oricum, mâine în reluare avem 3 reluări grație acestui post, îi mulțumim. Asta înseamnă că ne vede lumea dimineața la prânz și seara, ceea ce e bine, pe categorii sociale, pentru că spunem altfel de lucruri sau spunem adevăruri cu nonșalanța cu care bem apă și mâncăm. Asta gândim, asta vă spunem și dumneavoastră și nu avem to-do list și cât om mai putea, pentru că totuși trebuie să trăim și nu trăim din emisiune, evident, suntem aici la ora de veche. Toate cele bune!